Vine mintea la cap, Laurențiu. Ți-a venit? Dacă ai stat așa, te-a ajutat, a? Gravitația. Ce faceți, mă, voi? Vorbea de dacă vin băieții, bine, printre bipuri, ce am reușit noi să înțelegem. Ce le faceți voi? Nu îmi amintesc. Cum să înțeleg? Că trebuie să le facem prin ce am trecut toți. Eu am trecut prin astea. Adică, prin ce? Botezul, cu toate astea, toate farsele de la capăt? Mai frumoase, ce? Deci, bine, fetele, imediat vorbesc și cu ele. Dar, Laurențiu zice, măi, ori îi lasă pe ei trei și ne dă afară pe toți, ori îi dă afară pe ei, pe cei trei nebuni care ar veni. Mai bagă unul ca mine, unul ca Andrei, unul ca Robert și gata, începe războiul. Acum, zice Laurențiu, ce propune el. Îl bat toți pe Laurențiu. Ce facem? Gașcă. Ce? Și mă bat toți pe îl bat toți pe Laurențiu? Păi nu, că... Cum ți-a venit ție ideea? Am spus triunghiul ăsta pentru că eu m-am certat cu Andrei, Andrei cu mine, eu cu Robert m-am certat, adică Robert fiecare cu mine. Cu fiecare. Fiecare. Așa. Și Laurențiu zice, auzi, știi ce facem noi? Ce știi tu, mă, despre noi? Ăla care vine. Și îl băgăm în duș, pac, 2-3 pumni. Traian zice că îl închidem în toaletă și îi turnăm și pe deasupra apă. Și Laurențiu conchide că presimte că unul va fi descalificat în ediția asta. Deci asta e... Eu era o glume, cu apă, era 6 dimineață, n-aveam ce vorbesc noi. Vreau...